Bine ne-am regăsit la Gospodari, stimați telespectatori! Ediția de astăzi a emisiunii noastre o dedicăm gospodarilor din comuna Conțești. Pentru început, vom poposi într-o fermă zootehnică, model în județul Dâmbovița, pentru ca apoi să aflăm tehnologia de producere a ciupercilor, fiindcă la Conțești funcționează cea mai mare ciupercărie din zona de sud a României. Ion Patentașu este inginer constructor, dar asta nu l-a împiedicat să pună bazele unei afaceri în domeniul agricol. A construit la Conțești cu fonduri europene nerambursabile și, evident, punând la bătaie și propriile resurse financiare, o fermă zootehnică după model occidental. Sunteți unul dintre investitori importanți din județul Dâmbovița. Ați reușit să accesați un proiect, am înțeles eu că sunteți chiar la al doilea, pe fonduri europene, și ați construit aici la Conțești o fermă de vaci foarte modernă, exact ca în Uniunea Europeană. Cum au fost începuturile și cum este acum? Începuturile au fost ușoare, dificil pe parcurs. Destul de dificil pe parcurs pentru finalizarea investiției. Acum am reușit și am finalizat investiția, urmează să depunem dosarul pentru ultima tranșă de plată, lucru care ar trebui să se întâmple până în martie. Sperăm să se și întâmple, deși încă mai există probleme datorate în primul rând legislație care s-a modificat pe parcursul derulării proiectului, în speță cota de lapte. Cota de lapte care ne era cerută la semnarea contractului cu FADRU și care punea condiția ca la terminarea proiectului să avem asigurată cota de lapte, ea existând la rezervele de stat, ni s-a spus că putem să primim de la rezerve. Între timp, și cred eu pe bună dreptate, legea s-a modificat, cota de lapte acordându-se în condițiile în care o realizezi. Noi prin program nu aveam cum să o realizăm. Am adus vacile de 2 săptămâni, n-aveam cum. Anul de cotă de lapte se închide la 31 martie, este imposibil să realizăm așa ceva. Lucrul ăsta noi ni l-am propus să-l facem pe parcurs, când vom popula și al doilea grajd și când se va realiza. Și acum, în acest impas, noi nu putem să depunem dosarul. Și cum credeți că veți ieși, uite, din impasul ăsta? Păi, la care nimeni nu s-a gândit, de fapt, și uite, vă loviți de el în practică. De gândit ar fi putut să se gândească, pentru că noi am depus solicitarea de aproape un an de zile și nu ni s-a răspuns. Zilele astea am fost în audiență la Ministerul Agriculturii, la domnul subsecretar de stat, care, mă rog, mi-a promis, a luat problema și mi-a promis că se poate rezolva. În paralel am fost și la FADR, la fel am depus din nou câte un memoriu și sper să se rezolve. Altfel, pentru noi ar însemna, de fapt, finalul total al investiției, pentru că... Final mult mai devreme decât aveați în plan. Și fără să duceți până la capăt tot ce v-ați propus. Mă rog, finalul putea să se întâmple și pe parcurs. Am avut, eu știu, baftă, șansă, noroc, cum vreți să-i spuneți. Chiar pot să-i spun chiar noroc la un moment dat de am ajuns aici. Ne-am mai împotmolit odată, sper totuși ca să vină un răspuns favorabil de la minister și să putem trece și pasul ăsta. Spuneați că ați adus vacile de 2 săptămâni. De unde le-ați adus și ce rasă aveți aici la Conțești? Vacile le-am importat din Franța, am adus prim Holstein și Montbeliard, formând ca pe parcurs să ne edificăm și noi. Cât de bune sunt. Cât de bune sunt, da. Sigur, ele în sine bune sunt toate. Prim Holsteinul, care e cunoscut ca fiind cu producția cea mai mare de lapte, însă este și o vacă foarte pretențioasă. În ce sens e pretențioasă? E mai sensibilă la boli sau trebuie să-i dați o anumită furajare? Din toate punctele de vedere este destul de pretențioasă și ca... știu, o condiție fizică ei, și ca bunăstare, și ca osatură, mă rog, comparativ cu altele. În ferma zootehnică de la Conțești sunt crescute vaci românești, franțuzești și austriece. Ion Patentașu ne-a mărturisit că, oricât de performantă este o rasă de vaci,
Dacă fermierul nu știe să le asigure condiții optime de hrană și îngrijire, producția scade considerabil. Știm ce înseamnă fiecare rasă, dar cât de bun putem noi să fim din punctul ăsta de vedere? Și poate, mă rog, ne putem rezuma la o vacă care e mai puțin pretențioasă, sigur, cu o producție mai mică. Deci bine, depinde foarte mult de fermier cât să pună el în valoare o rasă de vacă, da? De fermier și de oamenii pe care i-are, sigur. Câți oameni lucrează la fermă de aici, de la Conțești? Sunt la ora asta 9 angajați. 9 angajați care, mă rog, nu sunt numai cu sectorul zootehnic. Eu țin oamenii 12 luni din 12 luni, nu iau sezonieri. În aceștia fiind inclus și oamenii care fac câmpul. Deci vă asigurați furajele 100% din producție proprie sau mai și cumpărați? Nu, nici nu se poate. În rația vacii mai intră și alte componente care se cumpără, aproape imposibil să le facă fermierul. Dar furajele grosiere, ceva din parte din cereale, da. E foarte important și din punct de vedere financiar să reușiți să asigurați dumneavoastră o parte din furaje pe cont propriu, să nu cumpărați tot, nu? Categoric da, sigur. Și cu condiția să ne ajute Dumnezeu să nu avem un an ca anul trecut. Un an prost. Da, pentru toată lumea și asta e. Care a reușit să meargă mai departe, reușește, care nu. În momentul în care s-a decis să investească într-o fermă zootehnică, inginerul constructor Ion Patentașu a pus pe hârtie proiectul până la cel mai mic detaliu și, indiferent de greutățile întâmpinate, îl va duce până la capăt. Cum ați gândit dumneavoastră investiția de la Conțești? Până unde să ajungeți? La ce număr de capete? La ce suprafață cultivată aici? Ca suprafață cultivată e o problemă. Numărul de capete care mi l-am propus ar fi de 300 de capete vacă-lapte. Și asta acum câte aveți? În moment 140. Deci sunteți pe la jumătate. Da, la jumătate, da. Ca suprafață cultivată deja e o problemă. Văd câmpurile, cel puțin din zonă, cred că peste 90%, 95% din ce văd eu sunt cultivate. Există deja o concurență care a apărut în arendarea terenurilor, dar mult mai îngrijorător mi se pare faptul că din afară vin foarte mulți oameni cu bani care cumpără pe petice. Noi nu avem nicio posibilitate ca să facem acest lucru și atunci efectiv nu știu unde se va ajunge în felul ăsta. Deci nu e o soluție bună aceasta de a vinde terenul din România către străini? Din punctul meu de vedere, nu, pentru că pe mine mă pune în concurență cu cineva care are mulți bani. Are potențial foarte mare. Eu de unde și cum să-l capăt într-un timp atât de scurt? N-am cum. Nu am cum să am acest potențial. Laptele obținut de la cele 140 de vaci este livrat către un procesator din județul Dâmbovița, cu care fermierul a ajuns la consens. Ne înțelegem destul de bine, zic eu chiar foarte bine, și dânsii mă înțeleg pe mine, mai ales chiar în situația în care sunt. Au o conducere destul de performantă. Și spre deosebire de alte zone ale țării, dumneavoastră nu aveți chiar probleme cu procesatorul. Că am văzut multe materiale de presă în care spun, domne, nu vin să ia la laptele la timp sau dau un preț foarte mic. Totuși ziceți că ați ajuns la un consens. Nu, suntem ajunși la un consens. Mai putem discuta, avem totdeauna discuții constructive. Nu mă pot plânge n-am niciun motiv deocamdată până acum să mă plâng. Ba, mai mult chiar, la un moment dat, v-am spus, bafta norocul de am trecut, s-a datorat și procesatorului care m-a ajutat. Nu sunt probleme cu procesatorul de lapte, dar lucrătorii de la ferma zootehnică din Conțești întâmpină mari greutăți din cauza furnizorului de energie electrică. Suntem aici și ne prezentați sala de mulți. Da, e vorba de o sală de mulți. 2 ori 10, deci 20 de posturi de mulți, intră simultan 20 de vaci la mulți, destul de bună performantă. Avem, în schimb, o altă problemă care e de natură electrică. Faptul că pe rețea tensiunile nu vin constante. Din cauza asta, cu sala de mulți de la primul program, care era un 2 ori 4,
S-au defectat plăcile integrate, s-au ars, nu mai cântărește, sunt imposibilitatea de a putea monitoriza vaca. De ce nu le-am schimbat? Pentru că o placă costă 800 de euro, ori 8 plăci sunt 3000 și ceva de euro pe care, mă rog, nu ni-i permitem. Iar aici, de-abia că am pus-o în funcțiune și la 3 zile, pe partea dreapta ei, tot la fel o placă, circuite integrate de recunoaștere a vacilor, se pare că s-a defectat din același motiv. Nu știu cum se poate remedia, eu în fermă, mă rog, pe posibilitățile care le am, am pus diverse protecții care limitează tensiunile, dar dă afară curentul, deci îmi oprește curentul. Mai nu am adus un UPS ca să pot să le țin cât de cât în funcție și să le protejez, dar asta nu mă scutește de necazuri, că în momentul în care cade curentul, se oprește pompa de vacuum, se deschid porțile, întuneric, vacile pleacă și așa mai departe. Probleme românești astea. Probleme care, mă rog, ar trebui reglementate. Noi plătim curentul, plătim în niște parametri. Degeaba îmi explică mie cineva de acolo că, domne, n-am ce să fac, dă dumneata un plot mai jos. Păi nu pot eu să mă joc cu ploturile sau să astea. Eu știu că plătesc un curent care trebuie să vină la o anumită tensiune, la o anumită intensitate, care să fie constantă. În ferma zootehnică de la Conțești lucrează 9 angajați, toți din comună. Dintre aceștia, doar 2-3 au mai activat în acest sector. Ceilalți au deprins tainele meseriei de crescători de animale la locul de muncă. Dumneavoastră sunteți unul dintre lucrătorii de la fermă. Cu ce vă ocupați exact zi de zi aici la fermă la Conțești? Probleme de reproducție, în primul rând. Și ca parte veterinară, a doua variantă. Știți? Dar prima fază care o răspund eu, probleme de reproducție. V-am spus ce înseamnă. Verificat după 63 de zile. Sunt niște cicluri, 21, 42, 63. Eu trebuie să urmăresc toate fazele astea. A trecut de 63 de zile, trebuie să nu am seama, opa, ce e cu ea? E bun din sănătate artificială sau nu? Are probleme în sănătate veterinară sau nu? Știți? Eu îmi dau seama, dar 63 de zile, e organul genital, e perfect pregătit pentru sănătate artificială. Ea e refăcut după fătare, e refăcut perfect. Atunci eu merg pe varianta cealaltă. Deci fac însemnătate artificială. Doamna Maria, dumneavoastră sunteți șefa fermei zootehnice de aici, de la Conțești. Cum e activitatea de dimineața până seara aici, într-o fermă zootehnică? Este mai complicată, dar reușim să ne descurcăm. Mă înțeleg foarte bine cu angajații. Lucrăm 8 ore și în astea 8 ore învățăm să lucrăm cu vaca, chiar dacă nu știm unii dintre noi, învățăm. Deci li s-a dat șansă și celor care n-au avut habar de a îngriji vacile, da? Da, e adevărat. De fapt, nici eu nu am lucrat la vaci, dar a început să-mi placă. Am 17 ani de când lucrez. Am început cu dosare, am început la carmangerie, eram acolo vânzătoare la un chioșc și pe urmă s-a făcut aici ferma și a început să-mi placă. Și ați ajuns șefă de fermă aici, coordonați pe ceilalți. Și șeful are mare încredere în mine. Și văd ce însemna să se facă, să se construiască această fermă aici, la Conțești? Păi a însemnat locuri de muncă, în primul rând, pentru a angaja și o să mai angajăm să oferim locuri de muncă. A însemnat că vedem și noi cum este vaca din Franța, deosebirea dintre animalul din Franța și cel românesc. Și care deosebirea asta? Deosebirea e că e un pic mai mare, dă lapte mai mult. Sunt mai cumiți, parcă, astea din Franța. Le-am vorbit și în franțuzește. Le-ați vorbit și în franțuzește, da? Și v-au înțeles altfel? Dacă nu vorbim franțuzește, nu înțeleg. Vaca din Franța, până la urmă, e una mai blândă decât a noastră. Să fie din cauza faptului că ele, în general, stau la grajd? Cu timpul se adaptează și ele. Nu sunt, deocamdată sunt sperioase. Nu trebuie să vorbim tare, nu trebuie să le batem. Trebuie să le învățăm și pe ele cu glasul nostru duios. Nu să le batem și să le alergăm, nu, că să sperie. Până se adaptează și ele, până încep să ne cunoască. Și cam cât timp trece până când se adaptează la condițiile astea din România și cu oamenii de aici? Păi să zicem că după o lună, două chiar, o să fie cuminți și ele. Dar oricum, Montbeliardul e diferență. Cele roșii față de prim Holstein sunt mai blânde. Și
Și ca producție de lapte, diferența între o vacă adusă din Franța și cea românească, pe care o știe toată lumea, cam care este? Diferența ar fi că are laptele mai gras, proteină mai mare, substanță uscată, depinde și ce le dăm să mănânce. Dacă avem grijă de ele și le facem rații așa cum trebuie, nu are cum să nu ne dea lapte bun. Și aici la Conțes se face rația după carte, da? Sigur, totul e cântărit, totul e aranjat cu rețete, cu tot agende, totul e calculat. Și cât lapte într-o zi dă o vacă de Franța? O vacă de Franța depinde de zile de lactație. De exemplu, dacă are 200 de zile în lactație, nu putem să-i cerem mai mult de 11 litri. Dacă are 35 de zile de lafătare, ne dă și 21 de litri, ne-a dat o vacă. Șefa de fermă ne-a prezentat cu amabilitate adăposturile zootehnice de la Conțești. Am pornit evident cu începuturile pentru ca apoi să ne oprim în hala unde sunt îngrijiți viței. Doamna Maria, ne-ați condus în prima hală care s-a dat în funcțiune aici la Conțești. Spuneți-ne cum e structurată ea, ce găsim aici? Aici avem o sală de mors de 8 capete, unde mulgem în continuare încă 2 săptămâni pe cele românești și după aia ne ducem în partea cealaltă cu toate și le amestecăm. În halele cele noi? Cele noi, da. Și mai departe? Mai departe aici avem o maternitate unde le băgăm cu 3 săptămâni înainte să fete, le ținem aici. Și mai avem una în partea cealaltă, o maternitate, deci avem 2 maternități aici. Câte capete de vaci mai aveți în această hală? În această hală mai am 38 de capete, sunt grupate. Cele de acolo sunt mulgătoare din grupul 1 și din grupul 2 sunt înțărcate din partea aceasta, din dreapta. Și le facem rații separate la cele mulgătoare. Deci trebuie hrănite diferit. Trebuie diferit și seara le mulgem și pe ele aici, dimineața. Sunt tot vaci din Franța sau sunt românești? Sunt românești și am câteva zimental și brune. Am ajuns până la urmă în hala unde țineți vițelușii. Câți aveți acum și la ce vârste? Păi acum avem vreo viței între 1 lună și 4 luni și în partea aceasta avem 3 între 6 și 1 an. Și acolo avem un mascul la 2 ani. Viței necesită o îngrijire aparte? Sigur. Trebuie tot timpul curățenie. De-aia am și băgat în graj, nu i-am mai ținut afară să nu le fie frig. Le dăm lapte de vacă. Deci nu-i duceți la mămica lor să sugă singur, da? Nu. 7 zile îi lăsăm cu mama lor și până îi aducem aici și le dăm lapte de vacă și după 1 lună începem cu praf, lapte praf. Și le dăm și lor. Avem bruni, avem Holstein și Zimental, din mamei Zimental. Ne-a plăcut ceea ce am văzut în ferma zootehnică de la Conțești, însă administratorul Ion Patentașu ne-a pus serios pe gânduri când ne-a mărturisit că nu ar mai lua-o de la capăt cu o astfel de investiție. Tragem așadar un semnal de alarmă către guvernanți, către responsabilii din Ministerul Agriculturii să găsească soluții pentru reducerea birocrației, fiindcă investitorii vor fugi, iar o țară care nu dezvoltă acest sector riscă să moară de foame. Dacă ar fi să o luați de la capăt, ați spus că începutul n-a fost chiar foarte greu, pe parcurs au apărut greutăți. Ați mai luat de la capăt? Nu. Atât de hotărâți sunteți, nu? Nu. În condițiile astea, nu. Dacă... se poate revizui puțin acel material stufos care trebuie prezentat, acea alergătură în continuu. Dacă vă spun, pe toată perioada derulării acestui proiect, eu a trebuit să am la birou 2 oameni care să nu facă nimic altceva decât hârtii, 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 hârtii. Deci, birocrația e exagerată. Din punctul meu de vedere, mare. Și când gândeați că gata, s-a terminat, cu apar alte probleme. Exact. Exact. Deși am sesizat, deși am depus hârtii de 1 an și am spus despre ce e vorba, și prima dată când, și atunci am pierdut destul de mulți bani pe o condiție contractuală la care nu mi s-a răspuns și așa mai departe.